Bună dimineața din Cuibuie Neștian, este ora câteva de 6 și ceva, 6 jumate. Și noi se trezește, asta trezește la 5:45 ceva de genul, mai tare Georgiana de la încerca să-l adoarmă, dar n-a reușit. Cineva e la regresia de stare, la o regresie de somn, regresia de somn de 9 luni sau ceva de genul. Cadre motănesc matinal. Hop, 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 încet, iubirea mea, încet. Dar asta vreau să vă zic, așa încep diminețile. Și gândiți-vă că Georgiana ieri, săraca, ea s-a ocupat de el. În contextul în care și ea seară. Și știa că și nopțile se trăiește peste noapte, de nu știu cum pe ori. Ce vreau să punctez de că e al naibii de greu, dar pentru Georgiana e și mai greu. Deci, tot respectul pentru toate mămicile din lume. Dar uitați-vă și voi ce creatori frumoase ați făcut. Voi frumoasele, voi. Trebuie să-i facem un cadou frumos lui mami acum de ziua mamei, da? Că vine 8 martie. Trebuie să-i facem un cadou frumos, că e primul ei an în care este mamă. E primul ei an, tati, în care o sărbătorim ca mamă. Deci, astăzi încă suntem? În 5, cred că suntem în 5. Și încă în 3 zile trebuie să-i facem o surpriză frumoasă lui mami, da? Să înceapă ziua. Ești supărat? Ești supărat, mama? Îți montează acolo ca să nu mai te plimbi. Ce faci, tati? Te apuci de muncă? Intri în domeniu? Te-ai pus să pui porniță, că e specialist la mers în locuri periculoase. Deci tu cred că știi cel mai bine cum să pui portițele. Vreau să pun picioare aici, ca să nu cadă cu asta. Da, trebuie să-i facem o poză așa, nu vine să crezi că... Deci uite... Meșterică, meșterică! Da, cineva între timp a dezvoltat o obsesie să bage mâna în pământul de la plante. Ia o, tati. Așa. Trebuie să-i fac o poză. Ia, uite. Noel? Mama? Bebe? Alo? Hei! Aoleu. Gata, s-a terminat distracția. Sasha! Unde e acțiunea? Ești atât timp. Umbli în ghiozdanul bunii? Da. Dă să închid aici. Dă să închid, mă, aici, mă. E foarte ocupat. Și cineva e foarte ocupat aici? Avea să fie iubită? Nu e așa iubirea mea, să așa e un escort? Vreau să faci. Ce faci să te acolo? Mănânci fermoar. Vreau. Leșin. Mama. Să-ți mănâncă fermoarul de la fiesta. Noi e... Tata! Lasă ghiozdanul la tata! Noel! Cine vrea pe ghiozdan? Vrei să ducă la școală, cred. Nu-l tău vine de idei. Sasha? Sasha e și ea foarte ocupată. Așa, tati, continuă ce făceai. Asta nu e ok. Sasha le are pe ei. Noel, facem un cadru motănesc? Așa! Așa, tata, hai cu cadru motănesc, hai! Hai! Ia de-mi, îți e mai ușor. Te pui în fund. Ia, te pui în fund, stai în fund. Ca să ai... Așa și acum cu ambele mâini. Hai, cadru motănesc! Da, bă, dar ce puternic e să ridică cu camera! Te-ai ridicat pe camera? Opa! Băi! Băi! Oh! Ia și iubirea mea! Hai, sus! Așa? Ia de mami, se susține de cameră, vezi? Acum am văzut la bun. Lasă microfonul, băi! Lasă microfonul, băi, și mechere! Opa!
Bă, dar șmecher ești tu, mă. Am văzut că asta mami poarta deschisă. Și imediat, ia. Ție, tati. S-a tăiunat cu șmecheria? Și să dai să joacă, mă, fiți atenți. Fiți atenți să joacă. Hai, noi, ne-ai jucăria, tati, ia jucăria, hai, prinde, prinde jucăria. Așa, tata, prinde să luată jucăria. Sasha vrea să-i l-arunce. Hai, tati, aruncă-i jucăria. Iubirile. Hai, cât am așteptat momentul ăsta să joace împreună. Hai, noi, aruncă-i jucăria, tata, haide. Nu știu cum e mă să arunce. Sasha s-a plictisit de la slavă. Eu l-am zis, ce mizeria asta? Aruncați-mi jucăria. Hai, că te ajută tata să aruncă-i jucăria. Ia, uite. Facem așa, Noel? 1, 2, 3. Așa, tata. Se duce. Unu, doi, trei. Asta a fost vlogul de azi. Mai light. E bine că am montat în sfârșit portița aia la scară, că tot timpul se ducea Noel acolo. Tot timpul se ducea acolo. Acum gata, suntem ok, suntem safe. Trage puțin de ea și pe aia își pierde interesul, pleacă. Ne vedem luni.